Bună seara, suntem cu o oră înainte să înceapă ultimul sfert de finală din Cupa României. Aflăm așadar ultima echipă calificată în semifinale, Călăraș Dinamo, meciul care se joacă în seara asta. Vorbim despre el, dar vorbim și despre alte subiecte, subiecte mai importante, zic eu, dacă e să ne gândim că astăzi a fost o ședință la LPF și s-a discutat despre VAR. Mult așteptată ședință cu toți reprezentanții cluburilor și s-a votat. Până la urmă, vedem ce concluzii au fost. Cristi Dulca, Mirel Albon, Bună seara. Vă gândeați că o să dureze atâtea discuții, atâtea scandaluri despre varul ăsta pe care îl așteaptă toată lumea? Parcă toată lumea îl dorește, dar nu știu ce întârzi atât. Da, e o problemă națională, zic eu, pentru că, într-adevăr, ne-am dorit să avem varul, cel puțin după ultimele partide și din Liga 1 și din Liga 2, parcă mi-aș dori să avem VAR, pentru că sunt foarte multe greșeli de arbitraj și cred că ar fi necesară implementarea acestui sistem. Acum, clar nu depinde de noi să fie implementat acest sistem. Bine ar fi să fie cât mai repede. Cel puțin 8 luni. Cam așa se estimează. Încă 8 luni. Este clar că este o necesitate introducerea VAR-ului. Din păcate, acest du-te vino de la o instituție la alta și aruncarea pisicii dintr-o curte în alta, cred că va face ca această perioadă, care a zis-o tot de 8 luni, să se prelungească. Toată lumea vrea să introducă VAR-ul, dar nimeni nu-și asumă anumite responsabilități. Nu știu cât de benefic va fi, însă, pentru creșterea calității jocului și nu știu dacă va încheia aceste scandaluri interminabile vis-a-vis de arbitraj și de influențe în fotbalul românesc. O să vedem după ce va fi introdus. Interesant. De ce ziceți că n-ar fi benefic? Nu, deci eu am spus că este o necesitate. Automat, dacă e necesitate, okay, devine benefic. Spuneați că dar nu cred că va rezolva problemele din fotbal. Oamenii se vor comporta la fel. Vor acuza după aceea și VAR-ul. Haideți să vedem ce a spus șeful LPF, Gino Iorgulescu. Oricum îl vedem rar de tot. Hai să-l ascultăm. Eu pot să vă spun că în momentul acesta am tras o concluzie de la această întâlnire. Să mai facem un drum la federație, să fac o întâlnire cu reprezentantul drepturilor TV și cu domnul Burleanu, o întâlnire în trei, să încercăm să deblocăm această situație. Nici regulamentele, nici din alt punct de vedere juridic, nu avem voie noi să plătim ceva ce nu e în subordinea noastră sau organizarea noastră. Poate să vă dea amănuntele domnul Iustin să vă explice exact ce demersuri am făcut și ce... Să înțelegeți că nu e în atribuțiile Ligii Profesionale de Fotbal plata acestor arbitri pentru școlarizarea lor. Școlarizarea arbitrilor durează cel puțin 6 luni. Dacă deblocăm situația și în 6 luni, minim, zic 6 luni, domnul Avram spune că poate să dureze vreo 8 luni, abia atunci am putea avea VAR. Pentru niște meciuri din play-off, play-out, dacă ni se dă acea aprobare de care vorbea domnul Avram, poate putem să folosim acele două brigăzi ca să jucăm cu VAR. Am putea totuși la niște meciuri care sunt foarte importante să implementăm acest VAR, dacă se poate. Dacă nu, așteptăm și când suntem gata, peste 8 luni, 6 luni, intrăm cu toate cluburile. Bine, dacă sunt cluburi care l-au recuzat și aia, la vremea respectivă o să le cerem acordul. Bănuiesc că ar putea să-și retragă plângerea către Ișvan Kovaș dacă e VAR, pentru că îl corectează VAR-ul. Eu sper că se găsească bani pentru... Au luat bani de la UEFA și de la FIFA pentru anumite proiecte. Poate au rămas niște bani care să-i folosească pentru implementarea VAR-ului.
Dacă mi-amintesc, a spus că sunt pregătiți fizic arbitrii, sunt pregătiți teoretic, mai trebuie să-i trimită în străinătate. Fizic și teoretic trebuie să fie pregătiți oricând arbitrii pentru carnetul care l-au luat și pentru ce arbitrează în țara asta. În situația respectivă, nu știu, poate se împrumută, ia bani în avans, nu știu ce să facă. Problema e că se plătesc în fiecare an aceiași bani. Adică? Nu putem să ne angajăm la o chestie de asta, noi, Liga, să plătim în fiecare an pentru Federația Română de Fotbal, pentru că dânșii îi pregătesc pe arbitrii, dânșii îi deleagă, dânșii îi trag la răspundere, ei au toate atributele și noi să plătim. Aș pune întrebarea invers, ei ar plăti în locul nostru. Ba mai mult, vreau să vă spun că de vreo 3 ani, după cum știți, înainte de acum vreo 3 ani, aveam o convenție semnată în ceea ce privește cu federația, cu comisiile. Și aveam de acolo 30% din încasările lor. Erau 200-300 de mii de euro. De 3 ani nu mai o semnează și nici bani n-am mai văzut. Uh-huh. Poți să-i folosească pe aia care i-au luat. Sunt aproape 1.000.000. 900 de mii, nu știu. Deci majoritatea cluburilor nu ar vrea să contribuie dacă federația spune că nu are de unde să acopere diferența. Păi, n-are. Cum să... Cluburile și așa să chinuie cu banii care îi iau și... Ciudată discuția asta. Pare că suntem prea săraci pentru VAR. N-avem bani de el. Adică astăzi s-a stabilit la Ligă, toate cluburile au votat că vor VAR, dar nu vor să-l plătească. Instruirea arbitrilor, să plătească FRF-ul. Acum, FRF-ul încă nu și-a spus părerea. Gine Orgulescu se va întâlni cu Burleanu în ideea asta, dar să vedem ce discută FRF-ul. Da, eu cred că ideea e că până la urmă se va implementa. Sau, mă rog, vom avea VAR în România, dar să vedem când. Pentru că, exact cum a zis domnul Iorgulescu, durează foarte mult specializarea arbitrilor, vor fi multe lucruri. Deocamdată eu știu dacă vrea să-i pregătească FRF. Ceea ce cred eu că e normal, să fie la FRF, dacă la FRF nu sunt arbitri. Arbitrii aparțin de Comisia Centrală a Arbitrilor, care este o comisie subordonată Federației Române de Fotbal. Problema că în acest moment mi se pare că toți vor să caute o soluție. Ci toată lumea spune că dorește, dar încercând să, cum am zis, să o arunce altcuiva. Exact, da. Este o problemă tipic românească pe care ar putea o rezolva dacă s-ar pune la masă, ar lăsa toate orgoliile deoparte și ar încerca să găsească o soluție. Și în condițiile astea, probabil că pentru play-off-ul de campionatul următor am avea și noi vară. Altfel, nu cred că vom avea foarte curând. Păi da, dacă spun cei de la Ligă 6-8 luni, suntem în luna martie, încă n-a început. Deci mai trec vreo 2-3 luni până începe. Și de acolo numărăm 6-8 luni, deci e imposibil. Nu, cred că primul pas s-a făcut cu ședința asta. Cu această ședință, da. Și cred că este un pas important, pentru că, din câte am văzut, până acum n-au fost, nu s-au coordonat așa nici Liga, nici Federația, dar e important că cluburile au hotărât că își doresc VAR-ul. Asta e un pas bun. Care e scopul? Scopul acestui război între LPF și FRF? Pentru că nu mai vedem nicăieri în lume așa ceva. E foarte greu să spunem noi din exterior care e scopul. Fiecare vrea să aibă o parte de influență, dar eu unul nu realizez în ce domeniu și asupra cui. După aceea, cred că fiecare vrea să-și asume meritul de că ei sunt cei care au implementat așa ceva. Eu aș vrea să mai scot în evidență un lucru. Nu cred că VAR-ul ne va ajuta dacă nu crește în valoarea arbitrilor. Oricum, în România, ritmul jocului nu este la fel ca și în țările occidentale. Dacă jocul se va mai opri de foarte multe ori și vor fi pauze lungi ca să se verifice în VAR deciziile arbitrilor, cred că intensitatea și ritmul jocului va scădea și mai mult.
Deci, în primul rând, Comisia Centrală Arbitrilor trebuie să instruiască mult mai bine arbitrii ca deciziile lor să fie mai corecte și să se apeleze în condiții excepționale la VAR. Corect. Da. Și probabil spuneți și bine. Jucătorii, știind că este VAR, altfel se comportă sau... Da, pentru că știu că sunt mai mulți ochi pe ei. Corect. Pentru că și ieri am văzut la Universitatea Cluj două greșeli mari de arbitraj. Da, le discutăm. În condițiile în care era VAR-ul, cred că se luau alte decizii. Pe LPF ar costa undeva la 1,2 milioane de euro, să înțeleg. Cum ați, sigur că, fi normal să plătească toată lumea, mă gândesc. Și FRF, dacă s-a implicat la regula cu Under 21, s-ar putea implica și aici. Să vedem ce spune Iorgulescu despre întâlnirea asta, la nivel înalt. Noi nu avem nicio miză. Păi n-a spus că aveți dumneavoastră. Miza, probabil că e la dânsi, apropo de acești bani. Doar legat de acești bani? Că... Păi altceva, eu nu sunt un tip conflictual, n-am vrut altceva decât să se respecte regulamentele și legile, atâta tot. Nu credeți că era potrivit să-l chemați pe domnul Burleanu astăzi la această întâlnire? Dar nu credeți că era potrivit să mă cheme și pe mine când s-a ales membru al Ligii Profesioniste de Fotbal în Comitetul Executiv? Ba da. Păi și atunci. Că și eu n-am fost, au fost serviciul. De două ori două alegeri și eu n-am fost invitat. Adică domnul Burleanu a făcut adunarea generală a mea la Federație, fără mine. Și practic astăzi ați întors serviciul cumva? N-am întors serviciul, nu m-am gândit și nu cred că era oportun să treia să informăm. Păi m-a chemat la Federație, mă prezint la dânsul că e mai mare ca mine în vârstă și trebuie să mă duc eu acolo, nu să vină el aici. Mă duc la el și vedem dacă deblocăm această situație. M-a sunat domnul Orlando de la AED ca să mergem împreună să fie dânsul mediator. Mediator. Credeți că Federația vrea să pună monopol pe tot ce înseamnă fotbal, drepturi TV în fotbalul românesc și de aici acest război, acest conflict? Nu știu ce vor cei de la Federație sau ce vrea președintele, și cotă dar... parte din drepturile TV? Nu? Întreb. Păi de ce să fie cotă parte din drepturile TV? Pentru că el vorbește tot timpul de solidaritate și solidaritatea, dacă vă uitați în Germania, se face în ambele sensuri. Noi putem să dăm ceva, cum am dat nesemnând convenția, dar el nu ne-a dat nimic. Când noi furnizăm, adică cluburile dau toți jucătorii la echipele naționale și acum s-a jucat fără spectatori. Dacă când s-a jucat cu spectatori, putea să ne dea și nouă o cotă parte din încasări. Dar la modul în care formulați dumneavoastră, lăsați acolo doar un om. Deci... De capul lui, în speță Răzvan Burleanu. Păi... Adică chiar nu există oameni care să voteze pro sau contra sau e o majoritate ca pe vremea... E comitetul executiv care... Da. Comitetul executiv doar ridică mâna. Păi sunteți și dumneavoastră în comitetul executiv. Sunt și oameni din Liga I în comitetul executiv. Păi sunt trei oameni dintre care eu și încă doi din partea cluburilor. După cum știți, domnul Paraschiv a fost pe la Federație și acum e... membru acolo, domnul Paraschiv a venit și astăzi și ne-a spus să dăm bani la Federație. Iar ceilalți n-au fost de acord. Păi cum, zic, v-ați consultat cu colegii? Păi nu, dar dacă se blochează, să dăm bani. Păi stai, domnule, că mai sunt și ceilalți. Deci veniți cu o temă cumva, nu? Păi și acolo la Comitetul Executiv așa e. Nu e. Eu când... mă opun sau mă abțin, e, din punctul meu de vedere, în regulă. Când sunt ceilalți, niciunul nu se abține, niciunul nu se opune. Mai e reprezentantul sindicatului jucătorilor care mai se abține sau se mai pune contra. Da, ciudat și greu de înțeles conflictul ăsta și pare că nu e la locul lui, pentru că ăsta nu e un război personal.
Trei Iorgulescu și Burleanu. Trei Iustin Ștefan și Iorgulescu. Și Burleanu. Până la urmă, ei sunt niște oameni care reprezintă acolo niște entități care conduc fotbalul românesc. Nu cred că așa au rostul toate aceste discuții, nu știu. Cum se pot împăca oamenii ăștia? Adică, de ce să ajunge aici? În primul rând, ei trebuie să înțeleagă că au fost aleși acolo și reprezintă mult mai mulți oameni, nu doar pe ei înșiși. Și atunci ar trebui să se pună la discuții, la masa tratativelor și să găsească soluții. Pentru asta au fost aleși. Din păcate, se pare că în anumite cazuri și cu anumite persoane, conflictele personale sunt mai importante și orgoliile personale sunt mai importante decât dezvoltarea fotbalului român. Și noi cu ce rămânem? Fără VAR. Noi o să mai discutăm probabil pe această temă de multe ori. Da. De aici. Trist, tristul adevăr din fotbalul românesc. Mi se pare o prostie. Deci tot, da, până toată la urmă ne-am jucat atâți ani și a fost fotbal fără VAR, probabil. Sigur că o să mai fie, dar nu e normal, Cristi. Suntem în 2021, toată lumea are VAR. Vorbesc la nivel. Clar că sunt și alte probleme în fotbal românesc, dar dacă s-a mers pe această pistă de a implementa VAR-ul, eu cred că până la urmă se va găsi soluție și între ligă și federație să se reușească. Ar fi normal ca niște bani din drepturile TV să meargă și la federație? Ca să îi distribuie, nu știu, fotbalul mic? E greu de spus, sau mie mi-e greu să dau verdicte într-un asemenea caz. Este clar că în țările cu fotbal dezvoltat, în țările unde fotbalul are alt nivel și sumele care vin din drepturi de televizare și de la sponsor sunt mult mai mari, o parte, un procent din acei bani se duc spre fotbalul mic. Mai mult decât atât, sunt cluburi mari, cluburi care au devenit branduri, care ei din bugetul lor oferă cluburilor mici, cluburilor amatoare din zonă, oferă bani școlilor de acolo, dar este o politică de autopromovare, își câștigă mult mai mult suporte, își câștigă altă poziție în societatea și în comunitatea respectivă și oamenii ce aș permit. La noi este clar că cluburile, majoritatea sunt subfinanțate pentru ce obiective își propun și atunci este foarte greu să dea o parte în acei bani. Scurtă pauză, revenim și vorbim și despre alte subiecte, sigur.